Deci, bună seara dumneavoastră, ascultătorul dumneavoastră. Dacă e cineva care este de acasă, salut. Am zis să fac o prezentare puțin despre aspectul uman al monitorizării, că toată lumea spune, mamă, cum strângem noi grafice și metrice și ne uităm la milioane de date și de grafice și de nu știu ce. Speram că Ciobi să facă o prezentare despre cât de important este monitorizarea pentru business ca să pot să o demolez și mi-a dat țeapă. Vă dau un caz. Avem în firmă o soluție proprietară, este un sistem care oferă un serviciu, nu contează foarte tare chestia asta, e folosit în backend de către aplicație, care el este scris și în Java pentru că este proprietar și foarte frumos și foarte bine scris și din când în când, după un număr de săptămâni, a luat o razna, s-a dus, memoria a crăpat, lumea s-a panicat foarte tare și scandal. Destul de mult, ne-am intrat, Java tipic o poate toată memoria și rămăsese fără, i-am dat un restart, a mers, tot ok, și bineînțeles, root cause analysis. De ce s-a întâmplat treaba asta? Păi uite așa, păi nu putea să ne dăm seama? Și își dă cineva seama că, păi din când în când el dimineața mai dea câte un mail că nu răspunde. Și zice cineva, nu? A, i-am dat... Nu, i-am dat pauză. Nu? Geata dreaptă, nu? Dai să dau click pe ăsta. Așa. Zice cineva, dacă te uitai la ăstea, îți dădeai seama. De ce n-ai putut să fii atent la aceste early indicators? Că uite, dacă vedeați asta și investigați ce se întâmplă, că din când în când zice că time out, bă, dădeați seama... You all suck, trebuie să monitorizați aceste chestii și să răspundeți la el. Și cam despre acest conflict între business și angajați este vorba în această prezentare. Mă cheamă Petre, sunt sysadmin, adică operez sisteme. Eu spun, mă refer la sistem și prin relația între calculatoare și oamenii care lucrează cu ele. În special am lucrat în ultimii 10-12 ani în medii de web operations, adică operațiuni cu site-uri web. Cu site-urile web este foarte interesant pentru că, în general, publici un site pe internet, lumea intră la el și tu stai frumos și numeri câți oameni au intrat. Deci, în principal, jobul meu este merge site-ul, noi așteptăm să ne rugăm să nu crape și așteptăm să crape. Și cam... 90% din jobul meu este stau, îmi verific telefonul dacă n-a sunat în 5 minute. Și în general, repet slide-ul pe care l-a furat Ciobi de la mine, strângem grafice și metrice pe o treabă astea ca să spunem, a, uite, aici am pierdut bani. Avem grafice și metrici pentru orice, pentru că dat fiindcă website-urile se confruntă cu the big bad internet, ne găsește absolut prostiile din lume, pe măsură ce site-ul crește, o să ai zeci de probleme din ce mai noi și cu fiecare problemă o să ai o discuție ca cea de la început și mai apar niște chestii de monitorizat și așa că ajungi să ai în timp, dacă nu te dau afară, de fapt, nu știu, dacă te dau afară, vine următorul care o să ia toate acele metrici. Așa, o să ai niște milioane de valori care se monitorizează tot timpul. Și, bineînțeles, iei soluții din ce în ce mai șmechere, de monitorizat, de strâns, de, cum zicea și colegul, super scalabile, care strâng milioane de astea. Problema este că, și mă gândesc că, băi, eu doar stau și mă uit la aceste grafice și probabil undeva în viitorul mai bun sau puțin îndepărtat, cineva vom înlocui cu un small shell script. Îmi place în acest tricou că este foarte subtilă insulta, este small shell script. Și mă gândesc, bă, job-ul meu urmează să devină obsolit. Că, na, ca șoferii de taxi care vor deveni obsolit când mașinile vor fi auto, se vor conduce către calculatoare. Aparent, omul, creierul uman face foarte bine o chestie, pattern matching.
Cred că doar mai știe de acest kit and capture care spune recunoaște cele trei pisicuțe din această frază, care patru. Sunt patru? No, ăsta e un castor. Așa. Pisici. Deci creierul uman aparent o treabă care o face foarte bine și o face fenomenal mai bine calculatoarele, pattern matching, foarte, foarte complex. Asta se poate descoperi în foarte multe medii, Capture este un exemplu, faptul că te uiți în mulțime și recunoști imediat oamenii pe care cunoști, cei care mai au fost mai departe, o treabă care calculatoarele la ora actuală o fac foarte greu. Sunt mii de exemple în viață de zi cu zi, lucruri pe care tu le faci chiar fără să te gândești, pentru că un calculator ar fi imposibil și toate se pot reduce la identificare de pattern-uri. Rațiunile astea sunt mai mult evolutive, pentru că toți strămoșii noștri care n-au apucat să recunoască leu de peșteră, n-au mai ajuns să fie strămoșii nimănui. Șmecheria la acest biocalculator care este creierul uman este că sacrifică corectitudinea în favoarea vitezei. Folosește un fel de algoritm genetic, dacă știți conceptul, în care formează teorii, ipoteze, bă, ăsta s-ar putea să fie un tigru, mă uit mai atent, bă, chiar este. Și problema este că face foarte repede acest matching și încearcă să ia o decizie foarte repede, mai degrabă decât să fie foarte, foarte sigur. Este tigru pe care am stat cu două zile sau nu. E irrelevant, e un tigru. Trebuie să fug. În statistică, și cine știe statistică mai bine ca mine, este rugat să mă scuze pentru că n-am apucat să încerc astea. În momentul în care faci o presupunere despre un anumit set de date, sunt două tipuri de posibile erori. Erori de grad 1 și de grad 2. Erori de grad 1 sunt acele false positives. Când zici că da, este match, se întâmplă ceva aici, de fapt nu este. Dar în psihologie asta se cheamă apofenie, în sensul că vezi pattern-uri care nu există și un caz particular se cheamă pareidolia, tot în grecește, sunt toate astea sunt în grecește. Astea sunt, se specifică la imagini. Deci dacă erați mici, vă uitați la nori și spuneați că ăsta este un leu și ăsta este o pernă și ăsta este bunicul, asta este. De fapt, nori n-au nicio formă anume, dar nouă ni se pare robust. By the way, se pare că ce văd oamenii foarte, foarte bine sunt fețele umane. Dar reușesc să vadă față umană în absolut orice. Dacă ai două cerculețe și o linie, se pare că este o față. Fețele. și de fete și de băieți. E o poveste foarte haioasă cu Sfinxul de pe Marte. În 70, când a dat Voyager niște poze foarte blurate cu suprafața lui Marte, au văzut ăștia un bolovan care semăna Sfinx și au fost o grămadă de niște teorii că, bă, este un Sfinx, o chestie nemaipomenită acolo față pe Marte. După vreo 20 de ani au făcut poze rezoluție mult mai bună și era un deal pe care bătea soarele puțin oblic, dar imaginația umană imediat a zis că e ceva acolo. Celălalt tipul de erori sunt false negatives, adică este ceva acolo și tu nu vezi. Asta se cheamă percepție selectivă sau tunnel vision. Sper că toată lumea de aici a văzut, că altfel vă stric poanta. Era un clipuleț pe internet cu două echipe de basket, una în alb și una în negru, care își pasau mingea de la unii la alții și te punea să numeri de câte ori se pasează mingea de la echipa 1 la echipa 2 și la sfârșit zicea cât ai scos? 14! Perfect, foarte bine. Dar ai văzut, iar a trecut unul într-un costum de gorilă, s-a băut așa cu pumnii în piept și trecut mai departe. Și aparent 90% dintre subiecti nu descopereau chestia asta, pentru că erau foarte concentrați să numere pasele. Asta este povestea care a spus la început, este un caz particular la treaba asta. Într-o
mare de informații, este foarte posibil să scape alea care sunt relevante. Și sunt erori foarte naturale și foarte umane. Ăsta este un grafic pe care l-am furat la cineva. Trebuie să, creierul uman trebuie să aleagă această limită, care este zgomot și care este semnal, cu riscul ăsta, că dacă era zgomot, e alarmă falsă. Dacă era un semnal, dar slab, dar l-a ignorat, este o alarmă ratată. Din cauza că... asta fac și sistemele de monitorizare. Le pui să spună, băi, alertează-mă când load-ul este mai mare de 10. O să vă spun mai târziu de ce este foarte greșită chestia asta. Alege o limită și ăla spune, bă, este mai mare. Sau, bă, este mai mic. Și faci ceva făcut de chestia asta, criteriul ăsta este ales după o anumită logică sau nu. Logica pare să faci fie explicit, fie fără să-ți dai seama. Se duce la game theory. Este un semnal sau, și ce faci? Dacă... Să nu le încurc. Ok, deci zici că da, dacă era un semnal, a fost foarte bine, ai prins alarma perfect. Dacă n-a fost o problemă și ai spus că da, este o problemă, a fost un false alarm. Dacă, în schimb, n-ai făcut nimic și nu era o problemă, e ok, că ai ignorat o chestie care nu era o problemă, dar dacă a fost o problemă și ai spus că nu este, ai ratat o problemă. Ca atare, din cauza că situațiile ratate individual ne costă mult mai mult decât situațiile ratate greșit, tindem să, pe acest grafic, tindem fără să vrem să împingem acest criteriu mai în stânga. Mai degrabă alertăm mai mult decât mai puțin, în expresie populară, cine s-a suprit cu ciorbă, suflă și în iaurt. Problema asta conduce la un efect foarte subtil pe termen lung. Și anume, începi să devii mult mai puțin sensibil la alarme, pentru că tot timpul face scandal chestia. Am un mic poll. Cine de aici are Nagios, Ichinga sau alte sisteme de monitorizare de genul ăsta? Țineți mâinile sus. Poți să lase jos cei care nu au un description să se uite la ele. Ei sunt în firmă, să se uite alții la ele. Da, ok. Aveți ceva, o sculă sau aveți un televizor la care uitați, pe care este tot timpul un refresh pagina respectivă, sau aveți Nagstamon care este acolo în colț și scoate alertele. Dacă n-aveți, lăsați mâna jos. Ok. Din cei care aveți chestia asta, că îl puneți acolo, că vreți să știți tot timpul cum e bine și cum e așa, câți din voi l-aveți tot timpul pe verde? În mod normal, adică te uiți la el și dacă chiar este, adică nu sunt alerte care sunt acolo. Da, știu, așa se întâmplă. Mințiți. Așa. Cum că alt ciudat. Stai jos, continui. Continui, dacă ce. Vreau să povestesc povestea cu ciudații. Povestea cu ciudații a fost așa, inițial aveam doar alerte relevante și erau atât de relevante încât dacă îmi venea un mail pe telefon, aveam BlackBerry pe vremea aia și veneau foarte rar mail, veneau doar de la Nagius. Dacă venea un mail pe telefon, buzia așa puțin, dacă era 3 dimineața și eu dormeam, îl auzeam. Pentru că se întâmpla foarte rar și știam că este o problemă. După o vreme, din diverse rațiuni administrative, s-au schimbat niște lucruri și a început să vină la greu alerte negative. Ce s-a întâmplat? Nu mai auzeam deloc telefon. Asta se întâmplă pentru că cumva canalul de
atenție al unui creier uman este foarte limitat. Sau este limitat. Și fără să vrea, creierul filtrează datele pe care le consideră relevante. Un exemplu foarte bun este dacă ai un ceas în cameră care ticăie, îl auzi, îl auzi, îl auzi, după vreme îți dai seama că nu mai auzi ceasul. Pentru că creierul a filtrat, știe că da, da, ticăie ceva acolo, este normal. Și foarte haios când scoate cineva ceasul, ți se pare ciudat, băi, nu se mai aude nimic. Dar treaba se face automat, continuu. Și este foarte celebră povestea cu Petrica și lupul. Pentru că dacă Petrica și lupul, Petrica care a strigat tot timpul lupul, 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 și când a fost un lup, nu a mai băgat nimeni în seamă pentru că... Da. Story time. Pe avioane există o problemă care le chinuie existența de foarte multă vreme. Există acel, i-a dat un nume și foarte haios, control flight into terrain. Control flight into terrain. Adică a intrat avionul în pământ cu pilotul perfect conștient la manșă. O să râdeți, dar o foarte bună parte din accidente se trag, se pot explica că așa a fost. Deci pilotul efectiv nu a fost atent la niște lucruri și a intrat, nu a fost beat, n-a fost mort, n-a fost nimic, era și n-a neglijat niște informații. Și zic ăsta, băi, ceață, chestia, apare un munte brusc în față, ceva, și s-a dezvoltat la un moment dat un sistem, se cheamă Ground Proximity Warning System, GPWS, care ce face? Monitorizează prin radar distanța la pământ și dacă crește foarte repede, scade foarte repede distanța cu pământul, începe să anunțe cu voce în cabină, pull up, pull up, pull up. Pull up, pull up. Aeroport din Cleveland, aparent, chiar înainte de pistă, este o râpă foarte abruptă. Și întotdeauna sistemul de monitorizare zice, vede că crește brusc terenul și întotdeauna urlă când te apropii de să aterizezi. Și ca atare, toți piloții știu că trebuie ignorat acest sistem care îți urlă mula, pentru că tu știi ce se întâmplă. Deci, repet, ești pilot de avion cu sute de oameni în spate, îți urlă ceva că trebuie să tragi de manșă și tu știi că nu trebuie să tragi de manșă. Dat fiindcă acest sistem, și s-a constatat că în timp acest sistem n-a redus semnificativ numărul de accidente control flight to terrain. Ba în plus, distanța între momentul în care s-a triggerat alarma și momentul în care l-a tras de manșă este suficient de mare pentru că piloții s-au învățat că ăsta dă suficient alarme false că de obicei se uită pe geam să vadă dacă într-adevăr e adevărat. Și și între piloți, numele acestui sistem, inițial s-a folosit o voce de femeie pentru că piloții sunt antrenați să reacționeze mai ușor la voce de femeie pentru că controlarea de zbor de la aeroport sunt femei și de obicei sunt mai atenți. Și nu, îi se spune în pilotaj Bitching Betty. E una care... Da. Și în psihologia piloților se spune astea, Delayed GPWS Response Syndrome. Lumea tinde să răspundă delayed la treaba asta. Apropo, în această chestie, se pare că mai nou au extins acest sistem să aibă și GPS și poate să arată harta cu munții și cu cei în jur și aparent are date mai... funcționează mai bine pentru că pilotul chiar vede ce se întâmplă și e mai ok, dar nu am date suficiente despre treaba asta. Că tot am început cu chestia asta, sunt foarte multe organizații care au studiat genul acesta de probleme și una este United States Air Force, unde teoretician numit John Boyd, care a fost un pilot de vânătoare în război mondial, după care a devenit teoretician la, nu știu dacă la West Point sau cumva, dar în US, a scos acest concept UDA loop, Observe, Orient, Decide, Act. Și spune că
modul în care reacționezi într-o situație de criză treci întotdeauna până acești patru pași în ordine. Și pointul lui era că la piloții de vânătoare cei mai buni sunt cei care au bucla asta foarte, foarte scurtă și poate să ia deciziile foarte repede. Deci mai întâi strângi date, după care le pui într-un context, te orientezi ce se întâmplă de fapt, iei o decizie, după care acționezi. După care iarăși o iei de la început, te corectezi. Monitorizarea așa cum o percepe lumea este doar primul pas. Eventual și al doilea, dacă pui trenduri, îți faci dashboard-uri foarte haioase care știu să-ți pună una lângă alta metricile relevante. Pașii următori sunt strict umani pe care nu poate niciun calculator să-l ia, pentru că nu știi înainte în ce fel de situații poți să intervii. De vreo câțiva ani studiez foarte mult acest aspect și există un nume de organizație numit High Reliability Organizations, care sunt toată piloții de vânătoare, piloții de avioane civile, echipaje de urgență, medici, chirurgi, pompieri, operatori centrale nucleare și așa mai departe, unde sunt oameni care sunt operatori și trebuie să ia decizii în sisteme foarte, foarte complexe, care interacționează în moduri foarte ciudate. Și noi suntem în acest operations parte din acest gen de oameni și este foarte interesant să învățăm câte ceva din ce au studiat ei. Poate ați mai văzut această poză, un incident arată cam așa. Se întâmplă o problemă, durează un pic de timp să detectezi, să afli, după care cineva vede de la ce este, repară și așteaptă să termine. Asta este downtime-ul, după care iarăși durează până data viitoare când se întâmplă iarăși problema. Nu este chiar de simplu că astea pot să cauzeze alte probleme la rândul lor și așa mai departe, dar să rămâne la cazul acesta. Downtime-ul, așa cum este înțeles, noi avem 99,95% uptime, adică 0,05% downtime, este această formulă. Medium time to detect plus medium time to recover împărțit la total time between failures. Medium time between failures. Business-ul mai întâi zice că optimizează pentru MTBF. Deci noi facem de așa natură încât acest timp între failures este foarte, foarte mare. Faci redundanță cât se poate de mult, sistemul nostru nu failează niciodată. Pentru sisteme suficient de complexe este nerealist acest target, pentru că realitatea te lovește la fiecare colț. Tendința următoare se pune accent pe medium time to detect. Adică urli la operator că bă, este 3 dimineața, trebuie să reacționezi în 2 minute. Deci, trebuie să fie un call și trebuie să fii pac. Oricând se întâmplă ceva, vine alerta, tu te-ai prins, ai luat decizia care trebuie și ai escalat cum trebuie ca cei care repară, poate tu, poate alții, să se apuce de reparat. Asta generează criterii de format de performanță pentru operatori. Operatorii, cei de la suport sau cei care se uită în grafice sau cei care au pagere sau așa mai departe, tind să escaleze foarte repede, pasează foarte repede treaba, nu fac acel UDA loop aici. Deci trebuie să te oprești, să vezi, ok, care e de fapt problema și să escalezi coerent. Corect este să scazi acest timp cu totul. Deci faci designul de sistem astfel încât timpul de reparație să fie cât mai mic posibil. Da. Nu. Și asta înseamnă că toți oamenii implicați trebuie să știe că trebuie să facă bucle de observe, detect, act, observe, detect, act, până este gata. Deci, important nu este când ai anunțat pe altcineva, important este când s-a rezolvat. Și asta trebuie avut tot timpul în vedere. Deci nu doar faptul că, da, avem metrici, cineva s-a uitat la ele, dacă nu te-ai uitat la ele, it's your fault. Sugestii pe care încerc să le fac, poate le aude cineva, nu bag mâna în foc că sunt cele mai bune, astea sunt concluziile mele personale.
cum am spus, este important să optimizezi pentru time to recovery. Nu pentru cât de bună e scalarea, nu pentru câte etichete ai deschis sau ai închis sau mai știu eu ce, nu pentru cât de repede ai dat pisica la altcineva, ci cât a luat echipei sau organizației să rezolve problema. Și trebuie optimizat pentru treaba asta. Asta implică și dezvoltat sistemul în sine, cât și sistemul de monitorizat, cât să ajute treaba asta. Alerte relevante. Asta este o plagă foarte mare în business-ul nostru. Cum spunea cineva, dacă îmi vine o alertă care spune pe mașina cu tare este load 10, it's a cool story bro alert. Cool story bro. E super tare. Și ce vrei să fac la chestia asta? Și 10. De ce e 10 și nu 12? Nu are sens să te apuci să trezești oameni din somn. Cum testul meu este testul ora 3 dimineața peste 6 luni. Deci când vine o alertă la 3 dimineața, 6 luni de acum încolo, trebuie odată să aibă sens, să nu mă scoară din somn de-am băulea, și a doua, să am contextul necesar. Să-mi spun, ok, această alertă nu e load 10, este că pe mașina respectivă load-ul este mai mare decât media plus 3 sigme. Ceea ce este, n-a mai fost load-ul ăsta în ultimii 3 ani de zile. Și cineva trebuie să facă ceva. Sau poate load-ul este o măsură foarte sintetică și nu neapărat bună de alertat. Se confundă foarte mult alertele cu notificările. Alerte este când trimiți pe cineva și trebuie să întrerupe cineva din ce face ca să se ocupe de problema asta. Notificări este informezi pe cineva că atunci când apare să facă. Deci trebuie să gândești, scol pe cineva din somn sau îi dau un mail sau îi pun într-un log și mâine se va uita. În orice criteriu pe care îl măsori, trebuie să-ți pui această problemă, pentru că operatorul respectiv, dacă vede treburile astea din 10.000 de hosturi diferite, sigur 10 din ele vor avea o problemă de genul ăsta și pe care îi se fâlfâie. Și o să aibă 10 arme. Da, știu că pe ăla discul este full și o să mă ocup în următoarea lună de zile, poate să nu mă bâzie la fiecare 5 minute, că 90% spațiu pe disc. Comunicarea este foarte eficientă în timpul crizei. Criza este în teoria sistemelor situație de tranziție dintr-o stare de echilibru într-o altă stare de echilibru sau de haos. Ceea ce la noi înseamnă în timpul incidentului. Comunicarea eficientă înseamnă că toți membrii echipei trebuie să lucreze împreună la treaba asta și să se ajute unul pe altul în acel UDA loop. Să-și dea unul altă informații necesare. Păi, eu fac aia, tu fac aia, tu verifică aia, am nevoie să știu dacă ai dat preload la serviciu pe respectiv. În funcție de echipă se pot stabili strategii de comunicare mai bine, se alege un lider al incidentului sau nu, se vorbesc la telefoane, se fac asta, dar niciodată să nu zici, ok, eu am spus, am văzut, am dat mail sau am dat pager, la revedere. Toată lumea trebuie să fie implicată și să se ajute unii pe alții să rezolve problema. Post-mortemurile au un nume destul de macabru, treaba asta. Să zicem când nu mai este live incidentul, când a murit incidentul, îi faci un post-mortem. Se recomandă să le faci imediat după incident. Cum s-a terminat treaba? Am avut acum o lună, chiar în timpul team building-ului, o treabă foarte nasoală, eram toți super beți și era site-ul picat. Nicio problemă, ne-am dus, am rezolvat problema și atunci, deși eram rupți de somn și de alcoolizare, am stat și am logat fiecare la ce oră ce a făcut și cum am făcut treaba. Ca a doua zi dimineața să ne uităm din nou, ok, cum am reacționat, cine ce a făcut, cine a făcut bine, cine n-a făcut bine, ce facem mai bine data viitoare. Trebuie să faci asta imediat după incident, pentru că a doua zi deja nu mai ții minte foarte bine, încep să tragi concluzia, bă, dar de fapt eu aveam dreptate când am zis chestia aia și nu m-a băgat în seamă. Se schimbă foarte ușor realitățile imediat ce trece incidentul. Trebuie să trezi această chestie și trebuie să fie cât mai sincer și cât mai blameless. Deci blameless post-mortems este o treabă pe care aș vrea să o văd în cât mai multe echipe de intervenție, pentru că e important să vezi ce trebuie făcut ca să se rezolve problema. Dacă Petre n-a fost atent la treaba aia, de ce n-a fost Petre atent?
Nu pentru că e Petre fraier, e pentru că, ok, avea încă alte trei probleme pe cap și nu putea, poate trebuia să ocupe altcineva de cele trei probleme. Piloții care ignoră pe Beaching Betty la aterizare, o ignoră pentru că sunt la aterizare și mi-au de făcut o grămadă de alte chestii. Ce aterizezi, dai de 15.000 de butoane, faptul că îți urlă cineva în cap e foarte explicabil, mai ales când știi că probabil e degeaba. Și asta este în special pentru managerii de echipe. Trebuie să facă oamenii să aibă încredere, să-și recunoască greșelile, pentru că s-ar putea să dezvolte, să releve probleme în organizații. Și poate lucrurile se pot face mai bine. Și procedurile trebuie să fie vii. E o tendință foarte mare de a spune proceduri. Păi, procedura mea spune că eu trebuie să fac o tare, dau două notificări și asta e, asta scrie, asta am făcut, nu poate să mă acuze nimeni. Sau a fost o problemă și se constată la auditul de după că cu tare n-a urmărit pasul 17 din procedură corect și ca tare asta este vina, ăla este de vină. E o carte foarte haioasă pe care am citit-o și vă recomand, oricui este pasionat de treaba asta, se cheamă Normal Accidents, descris de un tip Charles Perrow, care analizează diverse incidente în organizații foarte complexe și trage concluzia că deși se trage foarte repede vina pe human error, sunt mai degrabă date de complexitatea inerentă a sistemului, nu că omul a greșit, că la un moment dat un om greșește. Și procedurile trebuie să fie vii în sensul că în momentul în care ești în criză și te grăbești să rezolvi problema, nimeni nu va sta să scoată documentul cu 15 pagini să ia ok, pasul 1, pasul 2, pasul 3. O va lua în mare. Poți să faci numai orientativ. Ai grijă de aia, grijă de aia, grijă de aia și mai vezi la fața locului. Deci nu trebuie să te ascunzi pe procedură și trebuie să fie cât mai simple și cât mai ușor de folosit. Și cred că am spus tot. Da. Nu neapărat. Da, asta dacă ai suficienți oameni la fața locului. Dar poți să spui... Da, sau așa, să spui, bă, la ce oră ai făcut aia? Uite logul la tine în consolă sau când așa încerc să detectezi. Ok, la 12.34 eu am dat reload și apoi încep să faci filmul evenimentului. Ca fapt divers, eu am o super mare problemă cu vestitul incident din Munții Apuseni, când timp de 3 săptămâni după aia toată lumea căuta să ia gâtuci cui a fost vinovat și sunt convins că nimeni nu a stat vreodată să uite, ok, de fapt ce s-a întâmplat, cine a greșit și cine ce a comunicat și cum trebuia să întâmple lucrurile și cum facem abia data viitoare. Și acum nu știu dacă mai a ieșit până la urmă, cred că au dat niște oameni afară, lor fi omorât pe unul, nu știu ce s-a întâmplat. Sunt sigur că data viitoare se va întâmpla fix la fel. Te rog. Adică, consider că am terminat prezentarea, feel free să comentați. Ce face noi acum? Și
după trimării respectiv judicat, să vin la managerul. De ce pic de masă? Deci a trebuit alerta și reacția. Și a treia variantă, cineva, mai mulți oameni, se uită în interfață, văd roșu acolo, știu că n-au timp să ocupe de chestia aia, nu dă nimeni la aici, și la un moment dat, trei dintre oameni trebuie încep în același timp să lucrez la problemă. Și ajungem la chestia cu fărăsii sau distribuții computing, de vizor de bata mie. Da. Că trei oameni trebuie cu aceeași problemă și plus. Asta este, depinde foarte mult. Ce se întâmplă de fapt la alerte și am multe organizații în care se întâmplă explicit, în altele în care se întâmplă doar implicit, cel care vede, detectează prima oară alerta îi dă, repet, explicit sau implicit, un grad de prioritate. Deci ok, nu ne mai merge site-ul. Asta este foarte nasol și a trebuit informat cineva. Și asta de obicei este simplu, știi pe cine să informezi, se creează celula de criză foarte repede, totul e foarte frumos. Mai nasolă sunt cu probleme mai subtile. Băi, acolo, pe mașina aia, ceva se întâmplă și poate trebui notificat cineva. Trebuie știut, dacă se poate discuta înainte explicit, ce înseamnă, nu știu dacă este o chestie generală, am văzut în câteva organizații, catalogarea gen P0, P1, P2, P3, P4. Se stabilește undeva, băi, ce înseamnă o alertă de tip P0, ce înseamnă alertă de tip P1, ce înseamnă alertă de tip P2. Și toată lumea care generează astfel de alerte și notificări poate să spună, băi, asta este de importanță medie sau critică, sau așa, ca să știe lumea cum reacționează. Că dacă e o chestie de importanță medie, în general poți să mai stai să te uiți, băi, cum facem, facem o ședință mâine să vedem cum discutăm despre treaba asta, e ok. Dacă e o chestie critică, cineva trebuie să handleze și se pot stabili niște proceduri de doar de discutat. Bă, să mai ocupă cineva? Nu. Fac eu un loc undeva. A, da, bineînțeles, pentru că în momentul care e chestia asta, deci eu ca admin primesc toate mail-urile posibile, sunt critical, highly important. My DVI adapter doesn't work. Ok. Noi aveam în firma de nebuni în care lucram noi înainte, P0 era stabilit, se scoală CEO-ul din somn. Deci asta e P0. CEO-ul trebuie să știe că business-ul este în pericol și trebuie să se pregătească cum se explice la bord ce se întâmplă. Și când venea câte unul, this is P0. Deci să-l sun pe Rodrigo? Deci. Nu. A, păi, deci nu este atât de critic. Deci e bine să ai ca handler de astfel de alerte, să ai aceste limite gata stabilite și să poți să le spui, deci aici ești, da? Este super critică, da? Păi nicio problemă, deci mă pregătesc să trag alarma de raid aerian. A, nu e chiar atât de critică, poți să-mi dai bateria de mouse și mâine. Ok. Ok. Nu se știe când îți trebuie. Aveam și unii și alții dreptate. N-ai dreptate. Nu, și îți spun ce ratezi. Este corect să monitorizezi tot, dar trebuie să-l alertezi la cele relevante.
Deci trebuie să alertezi că nu mai ai Hello World-ul și pe aia când te uiți trebuie să poți să ai la îndemână și... Deci... Ok. Asta este alerta. Și asta este monitorizarea. Asta e greșeala pe care o face toată lumea când spune despre monitorizare. Trebuie să ai date care sunt logate, sunt acolo și în momentul în care începi să iei decizii, trebuie să le ai la îndemână. Asta e la rândul lui o stare și asta. Păi... A, da, evident. Proceduri 7. Da. Am primul meu proces pe care fac niște călători lunar, revizez toate procesurile. Problema... Cât de des se șterge din ele ceva? De obicei, în fiecare lună adăugăm 1, 2 și 3. Sau mărțim, există diferite. Problema e felul următor cu procesurile. Eu, în lungul timpului, schimb doamnă, un film, și trebuie să-i antrenez. Dacă trebuie să-i antrenez, trebuie să le țin timp, pentru că de multe ori... Nu se mai aplică... Exact, nu se mai aplică chestii de genul. Am citit zilele astea, de ce făceam prezentarea, am citit o chestie foarte haioasă, zice, procedurile sunt modul în care organizația reacționează la incompetența trecută. Exact. Da, și asta e chestia. Asta, nu, asta este... Mai bine nu se trezesc niciodată. Aici este ceea ce... Asta este... testul, the bus test sau testul tramvaiului, cum îi spun eu, al organizației. Deci trebuie ca organizația mea să reziste dacă pe mine mă calcă tramvaiul. Și problema mea este nu dacă mă calcă și mă omoară, pentru că nu mai am probleme de genul ăsta. Problema e dacă mă calcă și mă bagă în spital și eu în spital, în loc să-mi văd de ăstea, trebuie să spun, băi, vedeți că atunci când faceți reload de numai ce, trebuie să aveți grijă de numai ce trebuie. Trebuie să alea să fie ca eu, că sunt călcat de tramvai, să mă ocup de tramvai. Și asta implică să ai redundanță la nivel de oameni sau să ai toate datele din creierul meu să fie cât mai mult scrise undeva. Da, evident. Să pot să merg la bere liniștit. Dacă ați observat, de 20 de minute nu m-am uitat la mail. Dar e colegul meu acolo care se uită. Ai auzit de Chaos Monkey? Chaos Monkey este o chestie inventată de, cred că, Netflix, dacă nu mă înșel. Și-au făcut un script care random intră și le omoară 1% din instanțe sau le dă jos procese și nu știu ce. Și trebuie organizat să reziste. Înainte de acest Chaos Monkey, au isem la o în altă parte, la o bancă, deci că avea un cluster de ăsta de două racuri redundante, chestii care nu știu ce. Și cea că în banca respectivă era o persoană care în job description-ul lui era zilnic să treacă pe acolo să scoată 3 cabluri să plece. Deci trebuie ca organizația ta să reziste la oricare 3 cabluri scoase random de acolo și bineînțeles nu venea și le băga loc. A doua zi venea și scotea din nou 3 cabluri. Dacă între timp nu reacționa nimeni niciun fel,
Deveneau 6, 9, 12 și așa mai departe. Pentru cei care își permit să dea un data center cu totul jos. Da. La noi în organizație tocmai învățăm cum e să ai mai mult de un data center. Și sunt o grămadă de knowledge și e complicat. Da. Mai ziceți. Plăcere. Înainte de toate, cine din voi vrea să prezinte luna viitoare ceva? Vă alegeți. Tu ai fost, ajunge. Alți. Ok. El, mai ziceți. Trebuie să avem măcar vreo 5 ca să alegem 3 din ei. Așa, uite așa. Bun. Cei care mai sunteți, vă rog foarte mult să dați, să ne dați propuneri de prezentări, pentru că, sincer, dacă nu se întâmplă, nu mai facem chestia asta și doar să stați să vă uitați este cam... Pol să ce? S-a mai făcut. Da. Deci, am făcut acest poll în decembrie, când am avut ideea să facem în ianuarie chestie și, practic, toți cei care am prezentat până acum am fost cei care s-au înscris în decembrie. Deci, din ianuarie, februarie, martie, am tot am spus și n-a spus nimeni nimic. Pentru că... Și toată lumea spunea, bă, dar nu, e complicat să faci. Eu nu pot să fac prezentări așa frumoase ca tine. Voi nu știți să prezentați făceam eu la început. Deci, nu. Este... Important este să te pasioneze subiectul, pentru că sunt mereu oameni care vor să te asculte. Așa am făcut și, da, să vin eu să prezint tot timpul este puțin cam... Da, 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 numai eu muncesc aici și voi vă uitați, ia. Eu de la cine învăț chestia?